Noi am vorbit aseară despre cum poți să fii curat într-o lume murdară și vrem să vă spunem și vouă că a fi curat într-o lume murdară nu este un accident. Curăția într-o lume murdară este un rezultat. Și noi am spus că este un rezultat al pocăinței și este un rezultat al perseverenței și este un rezultat al pocăinței. Am făcut așa un sandwich. De ce? Pentru că am spus, ne naștem murdari și trebuie să devenim curați. Aceasta înseamnă că este obligatoriu să experimentăm pocăința. Apoi când am devenit curați, trebuie să ne păstrăm curați și am dat acolo vreo 5 peuri, așa-i? Cum ne păstrăm curați într-o lume murdară. Peurile le luați de la cei care le-au scris aseară sau dacă nu, le luați de aici. Și apoi am fost realiști și am spus, ar fi bine să spunem că odată ce am devenit curați, nu ne-am mai murdărit niciodată. Dar Ioan spune copilașilor, cine zice că n-a păcătuit, și ascultați-mă, aceasta nu e o epistolă către păgâni, este către frați și surori. Cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Adevărul este, frați și surori, că toți greșim cum? Ce spune Iacob? Toți greșim în multe feluri. Și mai spune el, dacă nu greșește cineva în vorbire. Deci Hristos ne face curați. Noi vrem să rămânem curați, dar sunt și accidente în viață. Și atunci trebuie să redevenim curați. Și ca să redevenim curați, ce trebuie să facem? Să mergem din nou la cruce, la Golgota, să ne plângem păcatul, să renunțăm și Domnul ne dă iertarea și binecuvântarea Lui. Deci ne pocăim prima dată, devenim curați. Încercăm să rămânem curați în lupta aceasta și dacă apare un accident, din nou venim la cruce, din nou ne pocăim și Domnul ne dă iertare, slăvit să fie El. În dimineața aceasta am câteva vești bune pentru dumneavoastră, sper să nu fie vești rele pentru frații din conducerea bisericii. Eu o să vă spun câteva. Unul, și îmi pare rău că n-am avut timp să mă consult cu dânsii, dar vreau să vă dau o veste bună. Puteți participa la o lucrare din Republica Moldova sau Ucraina, de unde vreți voi. Și nu o să vă spun prea multe, noi de ani de zile ajutăm acolo. Știți cum puteți participa? Trimițind o carte unui tânăr sau unei tinere sau unui bătrân de acolo. La ei încă se mai citește. Nu o să vă spun eu prea multe, dar vă fac o invitație. Veniți odată cu mine. Deci bărbații care vreți să aveți neveste mai smerite, luați-vă nevestele și veniți o săptămână cu mine în Republica Moldova. Vă promit că o lună ține. După o lună nu știu dacă nu uită. Și dacă aveți bărbați mofturoși și nemulțumiți, trimiteți-i cu mine. Ați observat, cu nevestele nu mă duc singur, că e riscant. Am una și mă ajunge. Așa spune Solomon, o nevastă bună e un dar de la Domnul, ți ajunge, da? Dar voi care puteți să vă trimiteți bărbații cu mine, poate și la ei vreo 3 săptămâni ține, după ce îi duc un pic pe acolo. Dacă vreți să țină mai mult, îi pot duce în alte locuri. Deci l-am rugat pe Andrei. Andrei, băiat serios, el o să stea mâna la ușă, o să dea cu dumneavoastră și o să zică numai așa, Moldova ceva, Moldova. Ăsta e motoul lui dimineața, ceva pentru Moldova. Dacă dați nimic, e suficient, harul Domnului vă binecuvintează. Știți de ce am spus că este o binecuvântare? Când m-am dus prima dată în America și s-a făcut colecta cu ani în urmă, am văzut că ăla pune un dolar, am zis, păi nu pun un dolar, că un dolar e mai scump în România atunci ca în America. După primul serviciu m-am schimbat. Și am zis, stai așa, dar de ce să-i las eu să se laude ei fără mine? Și când făceau câte o colectă, băgam și eu dolarul și când ei ziceam, uite ce am făcut noi în Indonezia. Nu zic, nu voi, voi și cu mine. Bine, eu au pus $1,000,000, un dolar, dar au fost cu mine. Deci fără mine nu s-a mai putut, de atunci nu-i las să facă nicio lucrare mare fără mine, da? A doua veste, nu știu dacă e bună, eu am trecut-o la vești bune, dar nu știu dacă e bună. Nu știu, tot așa am avut o cercetare, tot m-am gândit eu. Nu găsesc explicația, să fac un târg cu dumneavoastră cu cărțile în dimineața aceasta. La 4 cărți, una gratis. Dar nu vreau să vă jignesc. Dacă nu sunteți de acord, nu o luați. Dar dacă atunci, deci una gratis, da? Că asta e pentru familiști în dimineața aceasta, da? Și vreau să vă spun cea mai bună veste, că poți asculta Evanghelia încă o dată. Și o pot asculta și eu și este un har pentru mine să îți împărtășesc Evanghelia și cred că este un har pentru tine să asculți Evanghelia. Nu pentru că o asculți de la mine, pentru că este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Acum, dacă aseară noi ne-am concentrat, să zic așa, mai mult în jurul unei idei și a unui verset care ne-a fost dat, eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, gânduri frumoase, de pace, nu de nenorocire, să vă dau un viitor, să vă dau o nădejde. În dimineața aceasta, nu știu cât e timpul lung sau scurt, că n-am întrebat la ce oră încheiați. Deci, fiți liniștiți, legați-vă centurile de siguranță,
terminăm când zic eu ultimul amin, așa, vreau să ne uităm într-o epistolă. Și am ales o epistolă scurtă, zic eu, să vă pare bine că n-am ales una mai lungă. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru. Știți ce înseamnă sobornicească? Știți ce înseamnă sobor? Popor, da? Mulțime. Sobornicească înseamnă că e scrisă pentru toți. Și ascultați cum începe epistola aceasta. Petru, apostolul al lui Iisus Hristos, către aleși. Cât sunteți aleși Domnului? Mâna sus. Slavă Domnului. Mă bucur de... Către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Ancona, Falconara, Roma, Udine, Arad, Timișoara, Chicago. Așa era atunci. Erau ei împrăștiați peste tot și apostolul spune, vreau să le scriu o epistolă. Vom vedea dacă epistola aceasta are de-a face ceva cu curăția și pentru că așa am promis că în dimineața aceasta o să punem accentul puțin pe viața de familie, o să vedem dacă are ceva de-a face cu viața de familie. Și apostolul, după ce face o introducere foarte scurtă, le aduce aminte un lucru. Care este lucrul? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou. Vă spuneam și aseară și o să repet de fiecare dată, ne naștem ca păcătoși. Avem nevoie de nașterea din nou. Nașterea din nou nu poate fi obținută altfel decât prin bunăvoința lui Dumnezeu, prin bunătatea Lui. Cum? Bunătate arătată în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Și eu mereu le spun oamenilor, Iisus Hristos n-a venit în lume să vindece bolnav. El a vindecat bolnav. Dar a vindecat și din cer înainte de a veni. Și a vindecat și vindecă și după ce s-a înălțat la cer. Amin? Amin. El vindecă în continuare. El n-a venit din cer să dea pâine celor înfometați. A dat-o și înainte în pustie 40 de ani. A dat-o și pe pământ. Dar ne-o dă și astăzi. Slăvit să fie El. Foarte multe lucruri Dumnezeu le putea face din cer. Știți ce n-a putut face Dumnezeu din cer? Știți pentru ce a trebuit să se coboare pe pământ? Să moară în trup pe cruce. Pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Aș vrea să rețineți lucrul acesta. Suntem mântuiți, suntem salvați, suntem născuți din nou prin bunătatea lui Dumnezeu și Lui trebuie să-i dăm toată slava și toată gloria pentru aceasta. Și vreau să spun un lucru. Nu contează cât de rău sau cât de bun ești. Dacă nu ai experimentat nașterea din nou, ar fi bine să te gândești astăzi la lucrul acesta. Nu există salvare fără naștere din Dumnezeu. Știți cum îi spunea Domnului Nicodim? Nicodime, ești bun, ești învățător. Apropo, să știți că după legea lui Israel, Nicodim experimentase câteva nașteri din nou. Expresia aceasta o avea evreu. Și erau niște etape în care evreul experimenta nașterea din nou. Cercetătorii spun că Nicodim ar fi ajuns la maximul posibil. Să zicem, dacă erau 8 etape și acele etape erau numite nașteri din nou sau reînceputuri, Nicodim le-a trecut pe toate. Și acum e surpriza lui mare, când el după ce ajunge la nivelul superior, Hristos îi spune, Nicodime, vrei să vezi cerul, dar trebuie să te naști din nou. La care el, cumva, adică, Doamne, eu am trecut prin toate. Domnul spune, nu la asta mă refer. Nu mă refer nici la părinți, nici la 12 ani, nici la... Știi la ce mă refer eu? Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, dacă nu te transformă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în urma pocăinței, în viață nu vezi împărăția cerului. Ei, dacă aș folosi mijloacele ultramoderne, pe care le aveți aici, eu am altfel de mijloace ultramoderne, dar o să ne împăcăm și cu una cu alta. Dacă eu aș scrie acolo mare pe perete, pe perdea, aș scrie salvat. Și cei care vă ocupați de, nu știu unde să mă uit, la laptop, scrie sus acolo salvat și o să scrie ceva jos. Deci acolo aș spune salvat. Petru spune, voi aleșii lui Dumnezeu, ăștia împrăștiați prin lume, ați fost salvați prin Iisus Hristos. Și eu cred că aici cei mai mulți suntem salvați, amin? Amin. Eu m-aș bucura să spun toți.
dar am zis să nu fac presupuneri, zic cei mai mulți și m-aș bucura la sfârșit să veniți fiecare să spuneți frate și eu, și eu. De 20 de ani, de 10 ani și unii să spuneți frate, de astăzi sunt în numărul celor salvați. Slăviți să fie Domnul. Deci acolo aș spune salvați sau sus. Acum, cei salvați se îndreptau înspre ceva. Noi spunem că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, intrăm pe un drum, pe o cale. Calea aceasta începe cu salvarea. La ce ne așteptăm la capăt? Omul salvat înspre ce se îndreaptă? Înspre? Înspre ce? Adică înspre glorie, înspre slavă. Și aș spune la celălalt capăt, aici aproape de mine, aș spune slavă. Sau acolo jos aș spune slavă. Deci salvatul merge spre slavă. V-ați gândit de ce la lucrul acesta? Îl întreb pe unul, încotro te duci? Păi zice, încotro merge tot omul, spre cimitir, nu? Înspre neființă. Fiecare spune ce crede el. Adică mă duc înspre bătrânețe, mă duc înspre scleroză, mă duc, eu știu, înspre ce crede el că se duce. Eu aș vrea să memorați lucrul acesta din Scriptură și când cineva te întreabă, Doamne, încotro te duci? Înspre slavă, mărit să fie Domnul. Poate că o să se blocheze cealaltă. Ce slavă? O, nu ți-am spus. Eu sunt salvat prin Iisus Hristos, noul Ierusalim, gloria, cununa, toate sunt acolo. Eu acolo mă duc, înspre acelea. Încă trec o perioadă prin Roma, prin Pordenone, prin astea așa, drumul care duce înspre slavă, dar nu uita niciodată că tu, ca salvat, mergi înspre slavă. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Acum rugămintea mea este între salvare și slavă. Să-mi dați dumneavoastră câteva cuvinte foarte importante. Și ca să vă fac viața ușoară, toate să fie cu S. Deci dimineața aceasta le facem un pic mai sâsâite. Da? Deci salvatul merge spre slavă. Dați-mi câteva cuvinte care să le punem între salvare și slavă să fie cu S. Suferință. Suferință. Smerenie. Sfințenie. Speranță. Slujire. Sacrificiu. Sunt foarte multe, dar nu o să vă las foarte mult microfonul, că poate vă obișnuiți să predicați și îmi pierd eu slujba. Vreau să vă spun că și Apostolul Petru, după ce prezintă lucrurile acestea, începe să introducă cuvinte. Și repede unul care l-a spus, fiți sfinți că eu, Domnul vostru, sunt sfânt. Acum îmi permit să fac aici o paranteză, cred eu foarte importantă. Știți că noi ne asemănăm deseori cu viața poporului evreu, care a fost salvat de unde? Din Egipt. Și mergea spre slavă și glorie unde? În Canaan. Vă aduceți aminte care era cântarea cea mai des cântată în pustie? Aveau ei un hit care îl cântau și bătrânii și tinerii și clasic și gospel și în tot felul. Aveau o cântare. Știți ce cântare cântau ei? Mur, mur, mur. Apa nu-i bună, mâncarea nu-i bună, opincele nu-s bune, temperatura nu-i bună. Uitați-vă la ei că foarte mult cântarea lor este nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, ne ducem înapoi în Egipt. Eu m-am întrebat care a fost greșeala lor. Și mi-am dat seama că ei au făcut o greșeală elementară, dar capitală. O să vă spun un lucru mare, că am văzut că poți intra în istorie cu lucruri mari. Spre exemplu, președintele Băsescu a intrat în istorie cu următoarea frază. Oameni buni, iarna nu-i ca vara. O chestie foarte adâncă, da? Iarna nu-i ca vara. Știți ce cred eu că n-au priceput evrei? Pustia nu este Canaan. Evreul niciodată n-a murmurat înaintea lui Dumnezeu spunând Canaanul nu-i bun. Vom ajunge în Canaan și va fi rău de tot. Doamne, ne-ai scos și ne vei duce și va fi rău. N-a spus că va fi rău Canaanul și când a ajuns în Canaan, niciodată n-a spus că în Canaan e rău. Ci toți spuneau, bună țară, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Știți ce spunea evreul? Nu ne place în pustie. Evreul a confundat pustia cu Canaan. Și el a așteptat belșugul din Canaan să fie în pustie și izvoarele din Canaan să fie în pustie și mierea din Canaan să fie în pustie și tot ce a promis Dumnezeu, da, laptele și tot a să fie, simbolic vorbind, să fie în pustie. Știți care cred eu că e una din greșelile fundamentale ale creștinilor?
că noi confundăm pământul cu cerul. Și o să vă spun o chestie foarte adâncă, frați și surori. Pământul nu este cer. Știți ce ne-a... adâncă, așa-i? Dar vă rog să o notați. Pământul nu-i cer. Nouă ne-a promis Domnul Iisus Hristos viață veșnică, slăvit să fie El. Și ne-a promis bucurie, și ne-a promis slavă, și ne-a promis răsplată, și ne-a promis toate lucrurile acestea, dar haideți să fim sinceri, unde ne le-a promis El? În cer, când vom fi cu El acolo în glorie, amin? Acum noi am vrea toată slava de acolo aici, toată gloria de acolo aici, toată răsplata de acolo aici. Și de foarte multe ori suntem supărați. Doamne, unde ești? Ce faci cu noi? Unde sunt promisiunile tale? Pentru că noi am așteptat să fie pe pământ ca în cer. Ascultați-mă! Pământul nu-i cer, pământul este pustie. Pământul-i valea umbrei morții, pământul-i valea plângerii, pământul-i necazul cel mare. O, veți spune, frate Iuga, avem bucuria să fim cu Domnul în necazul cel mare. Amin, dar e tot necazul cel mare. Avem bucuria cu Domnul să fim prin valea plângerii. Da, cu Domnul și El îmi umple paharul, dar sunt tot în valea plângerii. Sunt tot aici în necaz. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu El. Și Dumnezeu îi spunea evreului, știi de ce te-am dus eu prin pustie? Nu că nu puteam să te duc direct în Canaan. Dacă unii ați avea harta în minte, drumul din Egipt înspre Canaan era așa. O linie dreaptă puteai să ajungi în Canaan foarte repede. Știți cum l-a dus Dumnezeu pe Israel? Așa. Așa l-a dus. Și ei au întrebat, dar de ce? Dumnezeu a spus, pentru că eu sunt stăpânul tău și eu vreau să-ți încerc pornirile inimii. Vreau să văd, tu vii cu mine numai pentru Canaan, sau vii cu mine pentru mine? Și eu mă întreb, oare noi vrem cerul pentru cer sau îl vrem pentru Domnul Iisus? Oare vrem cerul pentru străzile de aur de acolo, pentru mărgăritare, pentru tot ce o să fie, deși nu o să fie așa, o să fie mai frumos? Oare vrem pentru condițiile de acolo sau vrem pentru mirele nostru iubit? Că știi, ca fată, dacă ai auzit că te vrea un băiat numai pentru ce ai tu, că ți-o dat tata și mama fabricuța, ai zice, băi, Ghiță, du-te să nu te văd, da? Știți când am fost, am ajuns păstorul bisericii și am fost neînsurat. Atunci se mai uitau fetele și după păstori. Era și o bisericuță mare de 1000 și era în... Și știți ce am așteptat și m-a rugat lui Dumnezeu? Să găsesc o fată care să se mărite cu mine, nu cu păstorul Iuga. Și am găsit-o. Am zis, Doamne, păstor ești pentru o vreme, cu tare ești pentru o vreme, să se mărite cu mine, nu cu funcția, nu cu... Stau și mă gândesc câteodată la Domnul Iisus, când noi spunem, Doamne, ce te vrem pe tine, ce te iubim, dar noi de fapt nu avem treabă cu Domnul. Noi vrem averea Lui, binecuvântările Lui, bănuții Lui, tot. Și tot îi spunem, Doamne, cât te iubesc. Și nu la întâmplare spune satana lui Dumnezeu despre Iov, numai că nu l-a cunoscut pe Iov. Ia-i ce i-ai dat și te bleastă-mă în față, nici nu mai are treabă cu tine. Deci încheind paranteza, noi am fost salvați. Mergem înspre slavă. În pustiul acesta suntem cu Dumnezeu, dar niciodată să nu confundăm pustiul cu cerul. Dumnezeu ne binecuvintează aici, ne încearcă aici, ne ajută aici, plângem, ne șterge lacrimile, dar cerul și gloria adevărată vor fi acolo, slăvit să fie Domnul, și mai avem un pic și pășim acolo, slavă Domnului. Acum, în drumul acesta, după cuvintele care le spune, eu două cuvinte vreau să le pomenesc în dimineața aceasta, ascultați ce spune el. Face din nou în capitolul 2, versetul 11-12, o sumarizare din nou. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, ia ideea, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. În ideea să vă păstrați curați, da? Să aveți o purtare bună, curată în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, ca pe niște murdari, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și acum este unul din S-urile care vreau să-l luăm noi în dimineața aceasta. Fiți supuși. Spuneți-mi, vă rog, următorul lucru. Știți că există o categorie de oameni care fac alergie la supunere?
Care sunt ăia? Vă rog să-mi spuneți. Cine face alergie la supunere? Haideți așa, deschid. Cine? Cine? Cei mândri. Și oarecare smeriți. Nu, în general se spune, haideți să pot spune eu de în general se spune că nevestele fac alergie când aud cuvântul supunere. Dar, ca să vă dați seama câtă alergie fac, nici nu au vrut să recunoască în dimineața asta cumva că ar fi în dreptul lor. Acum să vă liniștesc, nevestelor, nu numai voi faceți alergie la cuvântul supunere. Vreau să vă întreb copiii voștri, la ce fac alergie? La supunere. Dar bărbații voștri, la ce fac alergie? Deci dacă aș vrea astăzi să enervez bine în biserică, și credeți-mă, pot. Deci eu pot și să enervez oamenii, nu știu dacă îi pot calma, dar la nervii pot băga repede, ar fi suficient să încep un studiu cu bărbații și să spun fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Zici, frate, la ce te referi? Zic, o să fiu explicit cum spune Apostolul Pavel. Atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor. Mai clar, și celor din Roma, și celor locali. Deci, frate Iuga, ce faci? Bagi aici bățul în piesc? Bun, haideți să o lămurim următorul lucru. Asta e Scriptură? Asta e cuvânt inspirat? Și nu vi se pare clar? Citiți în limba italiană, atunci franceză, să vedeți dacă scrie altfel. Scriptura este foarte clară. Spune unui bărbat să se supună autorităților. Să se supună guvernului, să se supună președintelui, să se supună guvernatorului, să se supună polițaiului. Și deja tensiunea i-a crescut. Mai că vreau să fac o precizare. Uitați-vă foarte atent ce spune cuvântul. Fiți supuși oricărei stăpâniri pentru ce? Pentru că e bun Berlusconi? Doamne, ferește! Apostol nu spune te supui cezarului pentru că cezarul este bun. Apostol nu spune te supui primarului pentru că primarul ar fi sfânt. Că nu asta era lumea atunci. Ce Viorele, tu n-ai treabă nici cu primarul, nici cu guvernatorul. Știi cu cine ai treabă tu? Cum? Tu cu Domnul ai treabă. Adică cum? Păi ce Viorele, tu ești pe un drum, ești de la salvare spre slavă. Și pe drumul acesta de la salvare spre slavă, eu, stăpânul cerului și cel care te-am salvat și cel care am hotărât pe ce drum mergi, eu spun că trebuie să te supui autorităților. Sigur, dumneavoastră știți expresia, te supui nu la păcat, ci în Domnul. Dar în Domnul te supui, în lucrurile bune te supui. E, aici deja se complică lucrurile, da? Ascultați cum spune el, versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să ascultați gura oamenilor cum? Neștiutori și proști. Am eu nu știu la cine se referă că sunt neștiutori și proști. Nu știu dacă are legătură cu aia dinainte de care au vorbit. Unii poate că ați votat repede. Frate, cu aia înălțați în dregătorie. Haideți să vă fac o sugestie. Data viitoare nu mi-ai votați pe aia. Că pe care îi votați trebuie să vă supuneți apoi. Și acum, dacă toți suntem în societăți unde avem dreptul să ne exprimăm, eu cred că e bine să-i votăm pe cei care nu sunt așa. Acum ce va ieși, vom vedea. Știți, uneori nu e important cine votează, cine numără voturile, da? Ascultați, când eu deja am început să fac un pic de alergie, că nu-mi place chestia asta cu supunerea, să știți. Și nici nu vreau să mă duc mai departe ca să nu vă stric dimineața. Apostolul spune, Viorel, eu n-am uitat un lucru. Eu n-am uitat că tu ești salvat, adică ești om liber. Și vreau să spun că supunerea aceasta nu este impusă. Purtați-vă ca niște oameni cum? Slobozi, versetul 16, da? Purtați-vă ca niște oameni slobozi, dar fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Și din nou mă duce unde trebuie, ca niște robi al lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Cred că Petru și-o dat seama că m-am cam săturat de chestia asta și schimbă subiectul. Slugilor fiți supuse stăpânilor voștri. El a terminat cu împăratul, dar n-a terminat cu supunerea. Foarte interesant. Acum sună așa foarte urât. Cât sunteți slugi? Bine, eu după ce am vizitat de câte ori America, am zis cine zice că s-a abolit sclavia. Bun,
un alt fel de, ce să, asta e viața cu slujilor fiți. Sună urât sluji, dar cât sunteți angajați? Mâna sus. Noi acum un cuvânt pentru voi. Nu l-am scris eu, eu l-aș scoate din Biblie astăzi. Ascultați-mă bine, dacă Dumnezeu mi-ar da voie să corectez o Biblie, aș face o Biblie că toți ați cumpărat câte 10 bucăți. Dar Dumnezeu nu-mi dă voie să scot din ea nicio virgulă. Nu-i cuvântul meu, este cuvântul lui. Și spune, angajaților, fiți supuși angajatorilor voștri. Ei, eu știu că deja aveți idei multe în cap. Frate Iuga, bun, am spus în Domnul, dacă ați precizat. Să vedem care e motivația. Nu numai celor ce sunt buni și blânzi. Apropo, care aveți patroni buni și blânzi? Mă gândeam eu, da? Ci și celor greu de mulțumit. Care aveți greu de mulțumit, patroni? Așa. Ce? No, vă rog să subliniați în Scriptură. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. Auzi, ce le încurcă? Nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Eu când îmi vine să spun, Doamne, Tu știi cine e șeful meu? El spune că ce este un lucru plăcut dacă cineva, nu pentru patron. Deci supunerea față de stăpânire nu are treabă cu guvernul. Supunerea față de patron nu are treabă cu patronul. Zice, este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Vedeți, de fapt, eu cred că trebuie să lămurim un lucru. Și cred că lucrul acesta îl putem lămuri foarte repede. M-aș bucura să rețineți. Spuneți-mi, cei care trăiți în România și sunteți în vizită, cine vă obligă să stați în România? Eu locuiesc în România. Vreau să vă spun că nimeni nu mă obligă să stau în România. Am libertatea să plec în multe locuri în lumea asta. Deci, până la urmă, guvernul român ar putea să spună, domnul Iuca, nu-ți convin legile din România. Domne, liberă-i lumea. Pleacă unde vrei. Ce m-am gândit eu? Înainte de a pleca undeva, să văd dacă și țările respective au legi. Și să le și citesc. Că s-ar putea să ajung în Italia și să ajung la următoarea concluzie. Că atunci când citesc Biblia în limba italiană, scrie același lucru. Viorele, te supui legilor. Păi zic, care-s legile italiene? Vă ziceți aici un pic mai încurcate unele ca România. Auleu, și acum să ascult de ăștia. Păi nu mai bine ascultam de ăștia. Păi ce tu ai ales? Vedeți, spuneți-mi, la modul sincer, cei care sunteți angajați, pe care vă ține patronul cu forța? Deci dacă are vine patronul și spune, Doamne, nu cumva să pleci, că să dărâmă fabrica fără dumneata, intru în faliment, adică am fabrică de 500 de ani, de la străbunic, cu putare, dar acum, dacă te duci tu, Ioane, de la mine, Doamne, s-a terminat. Pentru că dacă ar fi așa, vii la mine să spun eu la sfârșit ce poți negocia. Tu ajungi vicepreședinte mâine dacă asculți de mine. Numai să fie cum am zis eu. Dar dacă ție nu-ți place, patronul spune, păi italiană, vi son lataș? Adică, nu? Și ai plecat. Vedeți, până la urmă, este alegerea mea să stau într-o țară, este alegerea mea să stau într-un loc de muncă, este alegerea mea să mă duc la o școală sau nu. Deci nu putem spune că suntem forțați. Dar dacă acestea sunt evenimente comentabile, am o întrebare. Cei care sunteți pe calea Domnului, care ați fost băgați cu forța pe calea Domnului? Deci care ați fost băgați cu forța pe calea pocăinței? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Știți care e avantajul și dezavantajul nostru, dacă vreți, a evanghelicilor? Că noi spunem altor, auzi, pe mine nu m-a dus mama la 6 săptămâni, pe mine nu m-a făcut moșul creștin, pe mine nu m-a făcut cu tare, eu când am fost mare, m-am rugat, am judecat, am citit Biblia, am luat o decizie și am intrat pe calea îngustă, chiar dacă n-am știut eu că e îngustă sau n-am vrut să știu. Deci întrebarea mea, dacă am intrat de bunăvoie, pe cine învinuim? Și mai am o întrebare, poate vă supărați pe mine, dar eu vreau să vă întreb foarte cinstit. Pe care vă ține Hristos cu forța pe calea îngustă? Deci dacă are v-a spus Domnul Iisus Hristos, măi frate Alexandru, nu cumva să părăsești calea Domnului, că împărăția lui Dumnezeu se prăpădește. Ce mă fac eu la nunta fiului meu, dacă nu o să fii și tu, Ioane, acolo? Ascultă ce spun eu. Hristos te iubește și pe tine și pe mine. Amin? Amin? Ne vrea cu gelozie pentru El. Ne vrea pe cale și ne ajută să rămânem pe cale. Și n-avem nicio scuză. Dar dacă tu într-o zi, ca mulți alții,
Ești invitat și spui, pentru mine sunt mai importanți boii să-i încerc, ogorul să-l văd, știți toate celelalte? Sala de nuntă nu rămâne goală. Vor veni alții de la răsărit și de la apus, care se vor pocăi și care vor fi acolo și vor da slavă veșnică și glorie lui Dumnezeu. Și noi, dacă am ales să nu mai fim, o să fim acolo la cazane unde am ales să fim. Deci, vedeți? Eu vreau să fiu foarte serios. Dumnezeu ne-a dat șansa să intrăm pe calea Lui. Am fost salvați prin Iisus Hristos. Dumnezeu ne vrea în cer pe toți, slăvit să fie numele Lui. Dar drumul de la salvare înspre cer nu este negociabil. Cum condițiile mântuirii nu sunt negociabile. Nici calea lui Dumnezeu nu este negociabilă. Dacă vrei să ajungi la slavă și la glorie, dacă doresc, nu contează cine suntem, trebuie să respectăm condițiile lui Dumnezeu. Una dintre ele este supunerea. Acum vreau să mă întreb, este ușoară supunerea? Aș vrea să văd pe cineva care spune că supunerea e ușoară. Mie nu mi-e ușoară. Și tot mă gândeam, Petru când scrie aceasta, el știe, să vedeți ce frumos vorbește Petru. Spune așa, este un lucru plăcut dacă cineva pentru cucetul lui față de Dumnezeu, ce face? Suferă. Deci, lângă primul cuvânt, supunere, apare al doilea cuvânt, care este suferință. Când am citit aceasta, m-am întrebat, oare chiar este legătură între supunere și suferință? Știu că supunerea copiilor înseamnă multă suferință. Și eu am o mângâiere și un cuvânt de îmbărbătare pentru toți copiii. Când mă întâlnesc cu ei, întreb, zic, auzi, mai reziști cu taică-to? Zic, mai rabdă un pic. Mai câțiva ani și doar Domnul îi mai schimbă și pe ei. Cam observat eu că după ce ajung părinții la o anumită vârstă și copiii la o anumită vârstă, mai pricepe și tata și mama de ceva. Dar la început e cruce pentru Domnul să o înțelegi pe tata și pe mama. De obicei încep să dai dreptate copiilor când ai un copil care spune că ești expirat. Cam atunci când copilul tău spune, mamă, ești din epoca dinozaurilor, tu te gândești, vai săraca mamă, cât de înțeleaptă a fost. Dar, deci totu-i copii să aveți răbdare că se maturizează și părinții voștri. Bărbaților le este greu să se supună, nevestelor le este greu să se supună, membrilor din biserică vă e ușor să vă supuneți conducere. Da, de frate, de... Deci, fie că e vorba de elev și profesor, orice e vorba de supunere, e grea. Că și nouă păstorilor ne este greu să ne supunem, nu că mai spun mai departe, da? Apostolul spune, Viorel, eu știu că supunerea nu este ușoară, dar nu este negociabilă. Și el spune, este un lucru plăcut dacă cineva suferă întristare și, apropo, suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, un alt lucru, și să fiți pelmuiți când ați făcut rău? Adică dacă te-ai amestecat în ciorba altuia, aia nu-i suferință pentru Hristos. Aia e suferință pentru amestec în treburile altora. Și noi avem unii care sunt mari băgători de seamă. Adică dacă cineva stă la coadă, el trebuie să facă ordine la coadă. Păi dacă se leagă de el, el ce a suferit pentru Hristos. Dacă unul stă pe scara blocului, el trebuie să comenteze la toți. Și după asta când zice, băi, ești lor, ce frate, sufer pentru Domnul. Mă, nu sufer pentru Domnul. Te-ai amestecat în gunoiul vecinului, te-ai amestecat dincolo, cine te-a pus să te amesteci, da? Este câte unul care face regulă în circulație. Avem unul în biserică tare simpatic, pe toți îi comandă pe drum. El e la volan, bă, ce ți-o da, oricum e bine că ea nu-i auzi, ce ți-o da, Carnil, tu ce ai făcut la... Zic, bă, dar și așa nu te aude, mă. El trebuie să facă. Păi dacă l-au auzit toți, da? Deci nu-i vorba că suferi pentru că mă amestec unde nu trebuie. E vorba de suferință pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Și ascultați, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut cui? Nu vorbește de autoritate, că o să te aprecieze profesorul, soțul, părinții. Te apreciază Dumnezeu care te așteaptă în slavă. Și acum? Acum vreau să vă întreb ceva, că aici e un test foarte interesant. Spuneți-mi, ce ziceți dumneavoastră dacă aș ieși între servicii pe stradă? Aș duce puțin pe stradă, aș vedea o doamnă așa mai necăjită, văd eu că e necăjită. Nu, întreb eu, știi, doamnă, mi se pare că sunteți necăjită. Ce necaz aveți? Dom'le, ce, am o mare problemă. Și am un necaz. Lumea așteaptă de la mine să învăț pe copii limba italiană la școală. Zic, mare necaz poate fi asta.
Dar zic că dumneavoastră de meserie, ce sunteți? Profesoară de limba italiană. Și zic, cine v-a forțat să mergeți la școală? Nu, domne, ci eu am ales. De mică tot îmi doream asta și am uitat să vă spun, sunt credincioasă, m-am rugat lui Dumnezeu să-mi deschidă uși, să-mi dea înțelepciune. Și zice, m-am dus la școală, am terminat școala și după școală, ce am făcut cerere să mă angajeze. Ce cerere? Să mă angajeze ca profesor de limba italiană. Și ce m-a angajat, zice, mă și plătesc pentru asta. Și doamna, am o întrebare, care e necazul dumitale? Ce domne, voi bărbați, totdeauna ați fost grei de cap. Ți-am spus clar de la început, îți năcăjite, că trebuie să predau limba italiană. Da, îi spun să română, mă gândesc că e cald afară, știi? Mă duc un pic mai încolo, văd un bărbat necăjit. Păi zic să nu trec lângă el, domn, bună ziua, bună. Ce ești necăjit? Domnule, zic, nu știu cine ești, dar atâta în acasă am deschis sufletul. Ce știi ce nerviam? De ce? Lumea așteaptă eu să conduc un tir. Dar zic, mătăluță, ce meserie ai? Șofer de tir. Profesionist, zice, că vreme. Și zic, dar cine te-a făcut șofer? Eu, nene, cum adică cine m-a făcut? Dar eu de când am fost... De un an am știut ce vreau. Și, păi ce m-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a deschis porți cu tare. Și zic că când învârți de covrig ăștia, îți dau ceva. Ce binișor, să știi. Sau? Și zic, în cazul dumitale care e? Domnule, ce matale, ai o problemă? Păi nu ți-am spus care e în cazul meu? Că eu trebuie să conduc tirul. Eu vă spun că dacă m-aș duce mai încolo, găsesc un medic chirurg și ar spune că e necăjit, că trebuie să facă operații, mă duc un pic mai încolo și mă întâlnesc cu un predicator. Zic, fratelo, care e necazul? Băi, vrele, ce ștătați așteaptă să le predic Evanghelia? Dar ce? Zice, domnule, sunt păstor, predicator. Și ce așteaptă? Să le predic Evanghelia. Asta te nervează, da. Ce mă și plătește pentru asta, așa? Acum, eu cred că nu i-aș trimite pe ei la doctor, dar eu sigur m-aș duce să-mi fac un control. Numai vreau să vă întreb un lucru. Știți la ce am fost chemați noi creștinii? Știți la ce am fost chemați? Ați uitat? Nu-i nimic, că vă punem noi acolo. Într-adevăr, dă unul mai departe să văd dacă am nimerit acolo. Și la aceasta ați fost... O să vedem la ce ați fost chemați. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi. Și te rog, corectează aici. Și v-a lăsat o pildă ca să nu suferiți. Păi vedeți, pe noi ne deranjează suferința. Și când vine o suferință în viața noastră, suntem nervoși. Doamne, ce faci? Unde ești? Nu mai vreau să vă spun un lucru. Petru spune, măi Viorele, tu știi ce ți-a spus Hristos când te-a chemat? Te iau din lumea de păcat și te duc în glorie să fii mireasa mea. Dar o să te duc în glorie pe un drum care implică ce? Supunere și suferință. Vrei? Vreau, Doamne. Fie crucea cât de grea, și noi tot atunci, la început, Doamne, cu tine-s gata să mor ca Petru, Domnul spune, eu îți spun, în lume vei avea necazuri. Cei care m-au răstignit pe mine, te vor scuipa pe tine. Cei care m-au batjocorit cu mine, se vor purta cu tine la fel. Nu pentru că au treabă cu tine, pentru că mă urăsc pe mine. Pentru că nu mai faci parte din lume. Și ascultați-mă, nu vă mirați că lumea vă urăște, că și voi o urâți. Și nu vă mirați că lumea vă vorbește de rău, că mai mult o vorbiți voi de rău pe ea. Păi numai noi, predicatorii, lumea aia satanei, lumea cu dare, păi dacă noi tot o strângem de gât. Ne mirăm că și lumea ar vrea să ne ia respirația. Hristos ne-a avertizat la aceasta. Și spune, la aceasta ați fost chemați. Acum, ciudățenia este că un creștin, Doamne ferește de un pic de suferință, el se întreabă, băi, fraților, dar nu suntem primii. Că apostolul spune, fraților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru. Există o cerință clară. Supunere lui Hristos și în Hristos supunere în lucrurile bune. Dar supunerea implică și suferință. Acum este întrebarea cheie pentru bărbați. Știți că vouă, bărbaților, trebuie să vi se supună... Cine? La copii m-am gândit în primul rând. Dar sărim peste chestia asta. Trebuie să vi se supună nevestele. Haideți să vă întreb un lucru. Oare supunerea nevestelor voastre față de voi în Hristos implică suferință sau nu?
Vedeți, cu bărbat bun ca ei, nici nu mă gândesc că va fi greu. Și eu într-o vreme m-am gândit așa, până am mai citit ceva din Scriptură. Și haideți să mai citim ceva din Scriptură, ca să vedem cum stau lucrurile. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. Acum, dacă El trece prin suferință și noi călcăm pe urmele Lui, mi se pare logic, da? Ascultați, El n-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Deci nu este vorba de o suferință pentru greșelile Lui. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Morți față de lumea murdară și să trăim cum? În limbajul de astăzi, cum să trăim? Curați! Mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu, prin rănile Lui ați fost vindecați. Întrebarea mea este următoarea. Și aici știu că o să-mi dați un răspuns, dar vă rog să fiți foarte atenți la întrebare. Spuneți-mi, de ce a suferit Hristos pe cruce? De ce? Haideți să vă întreb altceva. Pentru cine a suferit El acolo? Pentru noi, pentru păcatele noastre, că s-a încărcat cu păcatele noastre. Dar credeți că aici a fost începutul? Haideți să vă aduc aminte un lucru. Știți de ce a venit Hristos în lume? Pentru că a vrut să împlinească voia cui? A Tatălui. Și din veșnicii Tatăl a spus așa, vreau să salvez lumea păcătoasă. Vreau să iau lumea să o salvez și să o aduc în glorie. Am nevoie de o jertfă. Știți ce a spus Fiul? Iată-mă, trimite-mă. Întrebarea mea, este Dumnezeu bun? Amin. Are Dumnezeu pretenții rele? Niciodată. Fiul a trebuit să asculte de Tatăl. Ascultarea Fiului de Tatăl a implicat suferință sau nu? Acum ascultați un lucru, surorilor, să le spuneți bărbaților acasă. Dumnezeu care este desăvârșit și care are așteptări numai bune, ca să-L facă pe Fiul să asculte toate lucrurile, l-a trecut pe Fiul prin suferință. Deci, în altfel spus, Fiul nu s-a putut supune Tatălui fără suferință. Dar bărbații voștri, cred că voi vă puteți supune lor fără suferință. În ideea că ei ar fi un pic mai desăvârșiți decât Dumnezeu. Am o altă întrebare pentru ei, ca să vă spun ceva vouă. Spuneți-mi, biserica trebuie să asculte de Hristos. Amin? Amin. Ascultarea bisericii de Hristos, supunerea bisericii lui Hristos, implică suferință sau nu? Sigur că implică. Acum întrebarea mea, Hristos e rău? Nu-și iubește Hristos biserica? Are Hristos porunci rele pentru biserică? Vorbim de un Hristos desăvârșit, vorbim de un cuvânt desăvârșit și vorbim de o ascultare a bisericii în lacrimi și în suferință. Ascultă-mă, frate drag, și mai ales ăștia mai tineri, care vă gândiți la însurătoare. Dacă îți trece prin cap că te poți însura și nevastă ta o să-ți fie supusă fără suferință, nu te însura niciodată. Pentru că, ascultă-mă, nu ești Hristos și nu ești Dumnezeu. Și ți-am spus că și în cazul lui Dumnezeu și în cazul lui Hristos, supunerea atrage suferință. Un sfat pentru voi, nevestelor, să nu spuneți că ei sunt cei mai răi din lume, pentru că vă este suferința grea. Pot fi cei mai buni din lume. Suferința tot o să fie. Nu în primul rând datorită lor. Știți de ce e grea suferința? Mai ales când vorbim de noi, de oameni. Că noi suntem egoiști, că natura noastră nu vrea, că noi vrem să ne dăm mari, că noi vrem. Și suferința de multe ori are de-a face nu cu poruncile care ar fi grele. Că nici poruncile Domnului sunt grele. Ci cu noi care nu vrem, care suntem încăpățânați, care. Acum, unii vă întrebați, de ce am început eu așa? Mulțumesc! De ce am început eu așa? Că am pus să ajung la capitolul 3. Și la capitolul 3, cu versetul 1, vă rog frumos, surorilor, să citiți versetul. Așa, dumneavoastră, în cor, vă rog.
voștri pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Vă dați seama că nu mă puteam risca să încep dimineața cu versetul ăsta. Nu, dar știți ce mi-am dat eu seama? Că noi, predicatorii, noi greșim foarte mult. Eu vă spun, și eu dacă aș fi femeie și aș sta pe bancă și ar apărea un predicator și ar începe cu asta, tot astfel nevestelor fiind supuse, Dom'le, cred că mi-ar sări capacele imediat. Bă, iară bă nu, iară dă, iară tragi, știi că... Dar am zis, de ce să încep cu capitolul 3 când pot începe un capitolul 1? Dar ce am observat eu în capitolul 1 și în capitolul 2, că supunerea nu e pentru neveste. Supunerea pentru cine? Pentru toți. Pentru bărbați, pentru femei, pentru copii. Bun, să fim cinstiți pentru toți care sunt pe cale, nu? Deci eu vreau să vă spun deschis, dacă pe unii nu vă interesează slava, puteți să uitați tot ce am spus. Eu ce spun aici, n-are de-a face cu iadul, deci ca să ajungi în iad, nu trebuie să fii supus lui Hristos. Numai diavolului. Că fără supunere, de fapt, să știți, nu se poate. Eu am observat nevasta care nu se supune bărbatului, tot se supune cuiva. Ori mamei, ori soacrei, ori ei personal. Am, domne, ambițiile mele, am figurile mele, nu mă supun bărbatului, că mă supun altcuiva. Bărbatul care nu se supune lui Hristos. El tot se supune cuiba. Fie neveste, fie soacre, fie la un grup de bărbați care au ei nu știu ce figuri în cap, fie se supune propriilor lui ambiții, care până în final vin de la diavolul. Copilul care nu se supune. Tot se supune, să știți. Copilul nu se supune lui mama și lui tată. Dar cui se supune? Găștii. Pentru că el trebuie să facă parte din gașcă, el trebuie să fie acceptat acolo. Deci cuiva tot trebuie să se supună. Citești o carte din aia siropoasă, ai văzut un film, ai niște idei, știi? Și dacă ai din alea 320 și nu știu cât de episoade din teledraconovelele alea, știi? Care tot te ține, te supui ideilor de acolo și nu te supui Scripturii. Uitați ceva foarte interesant. Îți curios dacă e la fel și în Italia. Discută o fată cu un băiat, da? Să discute, că e normal. Dar în curăție, nu? Deci că despre surorile tinere cu toată curăția. Nu deja v-a scris acolo. Bun, discută o fată cu un băiat. Spuneți-mi fata aceea, cui ar trebui să se supună, acum când ea este prietenă cu băiatul, cui ar trebui să se supună? Domnului și? Părinților. E clar în Scriptură că spune Domnului și părinților. Copii, ascultați în Domnul de părinți. Unde scrie în Biblie că o fată trebuie să se supună prietenului? În Evanghelia după lume, capitolul 3, versetul 2. Da? Nu, acum ascultați-mă. Când mama îi zice la fată să facă un pic de curățenie în cameră sau să ajungă acasă la o oră, ce face fata? Alergie, da? Că e o chestie medicală. Dar când Ionuț îi dă un SMS că iubi, ce face ea? Supusă? 100%. Deci foarte curios, ea trebuie să se supună părinților și n-ar trebui să se supună lui Ionuț, genericul Ionuț, da? Ea face alergie la părinți, se supune lui Ionuț. Prin harul Domnului vine ziua. Ajungem la altar, cu drag conduși, promiți soră, promiți frate, sunt cununați. Din momentul acela, cui ar trebui să se supună sora? Bărbatului 100% în Domnul. Care-i domeniul la care face alergie? În momentul în care s-a măritat, se schimbă alergia. Acum face alergie la Ionuț să-i spună ceva și își aduce aminte. Ei, mama! Și Ionuț zice ceva ea. Mami, mami, mami! Acum își aduce aminte că nu i s-a tăiat cordonul umbilical. Păi, fraților, ceva e putre din Danemarca. Adică în momentul în care Hristos îmi spune te supui aici, eu nu pot. Când vine momentul să mă supun, nici aici nu pot. Păi voi vedeți că totdeauna când e vorba de ascultat de Dumnezeu facem alergie? Când e vorba de ascultat de poftele noastre, de dorințele noastre, de lumea aceasta, atunci bine, mersi ușor, când vine vorba să ascultăm de Hristos, acolo e tragedia de pe lume. Asta înseamnă că aici e o lucrare satanică care vrea să ne întunece. Amin?
Și ar trebui să ne deschidem ochii. Noi acum să ne întoarcem la neveste și uitați, nevestelor spune așa, tot astfel nevestelor, apropo, ați văzut vestea bună din versetul acesta? Voi știți ce veste bună e în versetul ăsta? Pentru o înghețată vă dau gravid. Știți care e vestea bună? Ce nevestelor fiți supuse cui? Păi voi v-ați gândit vreodată că trebuie să fiți supuse numai bărbatului? Nu v-ați gândit ce tragedie ar fi să scrie în Biblie nevestelor fiți supuse la toți bărbații? Păi nu că sunt societăți, haideți să nu e de glumit. Sunt societăți în care când apare Mister Pantalon, doamnele, numai mătănii fac, pentru că este Mister Musculosul, știi? Ei, în Hristos, Hristos nu spune nevestelor fiți supuse la toți bărbații. El spune fiecare nevastă să aibă bărbatul ei, unul singur, dar la ăla să fie supuse. V-ați gândit ce veste bună? Ați mulțumit vreodată Domnului pentru asta? Să spuneți, Doamne, în loc să fiu în lumea aceea cu tăni, nu știu ce, și tot să fac mătănii, îți mulțumesc că trăiesc într-o lume creștină în care mi-ai dat pe unul și bun, nu desăvârșit, mă supun lui și acolo în Hristos. Amin? Amin. Eu ce aș face dacă aș fi femeie? Nu trebuie să faceți voi. Eu aș face, aș deschide o fabrică și aș angaja numai bărbați. Nu că după Biblie am voie, deci nu... După Biblie am voie, ca femeie, pot să fiu patron, nu? Atunci aș deschide o fabrică, aș angaja 3200 de bărbați, m-aș purta cu ei așa cum trebuie, adică taca, 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 și de nea, adică, da, să fie. Și când ar face ceva figuri, aș deschide Biblia și aș spune, robilor, fiți supuși și celor greu de mulțumit, dacă vreți cerul. Și cred că sora ar fi biblică. Știți unde cred eu că aș avea o mică problemă? Când aș ieși din birou de la fabrică, cu mașina aia smerită, știți, care aș avea-o de serviciu, m-aș urca în ea, m-aș apropia de vila de pe... așa? Și ar ieși în fața mea cine? Ionuț. Dacă l-aș confunda pe Ionuț cu portarul, sau cu directorul meu executiv, sau Ionuț ar fi... soțul. Și pe toți ceilalți îi conduc, iar soțului în Domnul îi sunt... Vă dau un sfat, mai bine nu faceți fabrica. Eu nu cred că ar fi foarte greu, știi, să... Cum adică tot așa, numai dacă ar fi butoane să schimb, da? Ei, ascultați-mă, v-ați uitat aici în Scriptură, apropo, ce bărbați erau ăștia despre care vorbește Petru? Citiți încă o dată versetul. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că ce trebuiau bărbații ăștia să experimenteze? Ce trebuiau să experimenteze bărbații? Să fie câștigați. Ce prin purtarea voastră să fie câștigați. Înseamnă că ăștia erau cam pierduți, surorilor. Vedeți, noi facem alergie la supunere unui sfânt. Petru spune, ascultă-mă, soră. Și dacă bărbatul tău n-ascultă de cuvânt în toate lucrurile, tu așa să trăiești și așa să te supui lui, nu la păcat, dar în sfințenie așa să te supui lui, că nu tot ce vor bărbații e păcat. Așa să te supui lui, că el să spună, băi, nevasta mea chiar e transformată de Dumnezeu. Dumnezeul în care se încrede nevasta mea ar trebui să fie și Dumnezeul meu. Dar, acum lămuriți-mă, surorilor, la ce se referă expresia tot astfel? La fel. La ce se referă? Ca și bărbații? Păi eu zic că tot astfel din capitolul 3 se referă la ce-a fost înainte de capitolul 3. Acum, în capitolul 1 și 2, despre cine se vorbește? Sora zice despre bărbați. Și sunt de acord că se vorbește și despre bărbați. Altcineva? Ultima parte, despre cine vorbește? Despre Hristos. Acum ar fi două variante. Nevestelor, la fel ca bărbații voștri, sau nevestelor, la fel ca și Hristos, și voi supuneți-vă. Voi ce alegeți? Ca bărbații sau ca Iisus Hristos? Sora, zâmbim, frate, mai bine ca și Hristos. Mie, dintr-un punct de vedere, mi-e egal, pentru că în capitolul 1, Hristos și bărbatul fac același lucru. Ce trebuie să facă? Să se... supune. Și în supunere experimentează suferință.
Și acum, după ce Petru spune, bărbatul care ascultă de Dumnezeu experimentează suferință. Hristos în ascultare de Dumnezeu experimentează suferință. Biserica în ascultare de Hristos, în supunere, experimentează suferință. Surorilor, voi de ce vreți să ieșiți afară din cap? Pentru că și voi sunteți salvate care mergeți spre cer, și voi trebuie să vă supuneți bărbatului. Și adevărat, supunerea aceasta uneori va însemna suferință. Pentru că el va spune, eu vreau să facem bucătăria galben și tu o să spui, bă, bărbate, verde. Mai eu dacă i-aș da un sfat, aș spune, frate, cât stai în bucătărie? Pe ce nu prea stau? Lasă-o, domne, să facă galben dacă îi place, ea că ea face mâncarea, nu? Ar fi altceva dacă ar spune, frate, Iuga, cum să spun, nevastă-mea ca nu se pricepe la culori deloc, iar eu sunt cel mai plătit om din Italia la ales culorile. Eu n-am bai, o las în bucătărie, o las în dormitor să facă ce culori vrea, dar ea acum vrea și pe din afară. Și acum eu de ce nu o las, frate? Pentru că pe din afară vede toată lumea. Și când o să vadă toată lumea ce culori face nevastă-mea, prima dată o să se lege de mine, o să spui, bă, tu care ești designerul Europei, pe cum ți-ai ales culoarea asta? Păi ce, eu să mint nu pot, că mă tem de Dumnezeu. Să spun că nevasta o ales-o, nu vreau să spun, că nu vreau să-mi fac de rușine nevasta, că tot o să râdă din nevastă, nu? Păi nevasta nu se pricepe eu loc acolo. Și atunci spune, frate, eu am încercat odată, de două să-i spun frumos, la urmă am spus, iubire, uite care-i treaba, fă cum vrei în interior, nu chema musafiri, sau cheamă-i pântuneric, dar pe din afară, eu sunt capul familiei, te iubesc pe tine, mă iubești și pe mine, îl iubești și pe Hristos și copiii, și pentru că știu ce știu de data asta, ca și capa familiei, hotărăsc culoarea asta. Acum, soră, asta să fie cea mai mare cruce pe drumul credinței. Eu, dacă aș fi în locul tău, și dacă nu mi-ar plăcea culoarea, și ce-a spune? Mulțumesc Domnului că am vila. Și dacă a făcut-o el, zugrăvească-o cum vrea. Și dacă mă și lasă în bucătărie cum vreau eu, ne certăm de la asta. Deci sunt ocazii în care eu cred că poate fi suferință. Vai, frate, cât mi-am dorit eu albastru, că la noi la Voroneț era albastru. Dar era la Voroneț albastru în secolul nu știu care. Și acum bărbatul știe că am depășit cu câțiva ani secolul respectiv și vrea să schimbe pe altceva. Dar să ne intre bine în cap, suferința nu este opțională. Supunerea nu este opțională. Cum nici drumul spre cer nu este opțional. Îl vrem cu Hristos sau nu-l avem? De asta, aplicația mea este pentru neveste în dimineața aceasta, că le-am spus când le-am spus la bărbați. Nevestelor, dacă vreți o viață binecuvântată, luați în calcul și supunerea în Hristos. Eu știu că trăiți într-o lume în care Duhul de nesupunere e mare de tot. Și nu cred că vă învață nimeni în afara bisericii să fiți supuse bărbaților. Cred că orice carte citiți, orice talk show vedeți, oriunde vă uitați, e tot independență, cine sunt eu, suntem egali. Apropo, să știți, sunteți egale cu bărbații, ca valoare. Deci ca valoare sunteți oameni, sunteți salvați, aveți Duhul Sfânt în voi, toate datorită lui Hristos. Dar ca slujbă, nu sunteți egale. Ca slujbă, aveți o slujbă diferită. El este capul și voi sunteți gâtul. Abia am așteptat să spuneți asta și m-aș bucura să o spuneți pentru ultima dată. Că vă umilește foarte mult. Ascultați-mă bine, de 50 de ani, gâtul acesta n-a condus capul acesta până capul nu i-a spus întoarce-mă. Deci eu nu știu dacă e rușinos sau nu. Mie nu mi-e rușine să vă spun, în 50 de ani gâtul meu n-a gândit niciodată. Eu nu gândesc cu gâtul. Eu gândesc cu capul. Și ce spune capul execută toate mădularele. Mi-ar fi rușine să am o nevastă care să creadă că e gâtul meu. Eu mă bucur că am o nevastă care e om, care are dreptul să gândească, care are Scriptura, care comunică cu Dumnezeu și care mă poate ajuta inclusiv să spună, Viorele, uite ce am citit în Scriptură, ce faci tu nu-i bine și Dumnezeu m-a așezat lângă tine să spun să ne pocăim. Dacă aș avea un gând, eu aș lua o decizie, ea m-ar duce acolo. Până la urmă, poate am ajunge amândoi în ea. Deci nu mai luați chestiile astea din lume, care uneori le crede. Lasă, frate, fie el capul că le conduc eu pe toate. Nu e chiar așa.
Deci eu cred că noi trebuie să ascultăm de capul Iisus Hristos toți, de asta am spus în Domnul, dar în familie există o ordine stabilită de Dumnezeu, cum în lumea lui Dumnezeu, inclusiv în Sfânta Treime, există ordine. Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, surorile, și cred că totuși primesc înghețata respectivă. Spuneți-mi, biserica, de ce trebuie să se supună lui Hristos? Supunerea bisericii, cui îi face bine, lui Hristos sau bisericii? Cum? Nu lui Hristos. Eu am crezut că dacă noi ne supunem lui Hristos, Doamne, ce favor îi facem? Adică ce mare lucru câștigă Hristos că eu mă supun lui. Dar ce lumină mi-ați dat voi? Că Iisus Hristos vrea să mă prelucreze. Amin? Vrea să mă duc în slavă. Dar dacă eu nu mă supun, ce face Hristos? Mă lasă în voie minții mele blestemate dacă nu vreau să ascult nici cum. Aici Dumnezeu spune, Viorel, eu te chem să mă ascult. Eu nu te duc cu forța în rai, nu te oblig, nu te fac eu sfânt dacă tu nu vrei sfânt. Eu nu te binecuvântez dacă tu nu vrei binecuvântările mele în condițiile mele. Deci a spus foarte frumos, supunerea bisericii are de-a face cu biserica și cu sfințenia ei, cu curăția ei. O biserică ce se lasă prelucrată de Hristos va ajunge în slavă, fără pată, fără zbârcitură, diamantul acela glorios. Biserica care nu ascultă de Hristos e moartă. Și acum am o întrebare tot pentru dumneavoastră, surorile. Supunerea dumneavoastră, pe cine îl ajută? Pe bărbat sau pe voi? E greu să spuneți așa? Că nu v-ați contrazice de ce ați zis și nici nu vă vine să credeți ce vă vine să ziceți. Dar ascultați-mă bine, oricât ar părea de nonsens, supunerea unei soții față de bărbat, în Hristos mă refer, nu în păcat, o ajută în primul rând pe nevastă. Pentru că, ascultați-mă, soții voștri ar putea să facă multe lucruri frumoase dacă ar avea și o nevastă supusă. Dar dacă soția nu se supune, el își consumă energia și lacrimile și rugăciunile tot în altă direcție, în loc să le investească în ce trebuie. Așa cum noi suntem ca lutul în mâna olarului. Într-un fel, și când e vorba de ajutor, celălalt trebuie să fie maleabil. Acum eu cred că și voi ne ajutați pe noi, tot în Hristos, că ne ajutăm unii pe alții. Și este versetul acela, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, tot în Hristos. Dar întrebarea mea, la modul cel mai serios pentru dumneavoastră neveselor, este, dacă nu vă supuneți bărbatului, cum să vă ajute bărbatul? Pentru că, vedeți, până la urmă, este o filozofie din asta și mie îmi pare rău că diavolul ia mințile unora din Moldova, nu de aici, și în loc să se bucure de libertatea în Hristos, își distrug familia. Deci așa, e bătut, nu mă poate bate, că e pocăit. Deci bărbatul cu forța nu te poate obliga, că el după modelul lui Hristos, da? Din bani nu poate tăia, ca în banii mei. De la cutare nu. Urât nu poate vorbi, că îl spun biserici și îi dă cartonașul. Deci până la urmă, ce poate bărbatul să facă? Nimic decât să iubească și să facă ce face iubirea. Dragostea suferă totul. Eu n-am vorbit cu bărbații voștri, că știu că sunt fericiți. Dar vreau să vă spun că sunt foarte mulți bărbați care plâng. Și știți de ce plâng? Pentru că își iubesc soțiile, ar vrea o viață de familie binecuvântată. Una dintre cele mai mari dorințe ale unui bărbat, câtă vreme are mintea întreagă, și cam au mulți mintea întreagă, este să-și vadă nevasta fericită. Un bărbat poate câștiga lumea, dacă soția lui nu este fericită, el este neîmplinit. De el spune, frate Iuga, eu nu știu, conduc tot orașul, dar pe-a mea nu pot conduce. Bun, el conduce ca primar. Dacă primar spune, Doamne, execut sau de mână ești liberă. Să trăiți, că asta e... Nu. Deci la fabrică conduce 3.000 de oameni, dar există niște reguli. Acasă vii, iubire, vrei să... Nu. Te rog frumos, nu. Ce să facă? Numai că, na, s-ar arunca de la etaj. Păi Solomon nu a spus, Doamne, mă duc pe acoperiș, mănânc o bucată de pâine, adică mănânc verdețul. Ce să mai facă? Taca, 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 taca. Deci, spune, Doamne, am intrat în depresie, m-a apucat damblaua, el, gândiți-vă că el venea lumea întreagă să-l asculte.
Și spunea împărătea sa, binecuvântați sunt robii tăi care te pot sluji. Ce-a făcut Dumnezeu pentru tine? Ieșea din birou unde erau toate națiunile pământului, luau interviuri și toți se închinau, în sensul omenesc, cu respect, cum intra pe ușă nevasta, el spune, bă, fiorele, mă tem de Dumnezeu, cum aș agăța. Păi ce să fac, domne, nu? Adică nu pot, îmi pierd mințile. Pentru că există ce există, da? Deci eu aș vrea să încercați și varianta asta, în Hristos, în cuvânt, un duh de supunere. Să vedeți cum va fi energia bărbatului canalizată nu spre lucruri rele, nu spre alte lucruri, ci spre familia lui. Acum că v-am spus rolul suficient, fraților, rețineți chestia aia cu supunerea, că nu-i chiar ușoară. Pot să vă dau o temă de casă. Știți care ar fi rugămintea mea? Să vă gândiți astăzi, în timp ce mâncați, nu foarte tare ca să puteți ce mâncați, sau după ce ați mâncat, și poate să faceți și o rugăciune, să spuneți așa, Doamne, am înțeles că Iisus Hristos, ca să se supună Tatălui, a trebuit să sufere. Văd că biserica, ca să se supună lui Hristos, trebuie să sufere. Am înțeles un lucru. Cât aș fi eu de bun? Ca nevasta să mi se supună mie, trebuie să sufere. Uite ce te rog eu. Dă-mi înțelepciunea aceea de sus. Dă-mi puterea aceea, dă-mi iubirea aceea. Să mă comport în așa fel ca suferința ei să nu o fac mai grea. Dacă aș putea să o fac un pic mai ușoară. Și poate în discuția mea cu Domnul să întreb, Doamne, ce ar trebui să schimb eu în viața mea ca soția să mi se supună mai ușor? Ce ar trebui să schimb în viața mea ca să mi se supună copiii mai ușor? Să știți, frate, eu cred că sunt copii care ar vrea să se supună. Dacă ar vorbi cu mine, spune frate Iuca, Doamne, cu tata nu poți. Deci ăsta chiar e exagerat. Ce, Doamne, nici nu vrea să stea de vorbă cu noi. Eu înțeleg, tata e om bun, e serios, are foarte multe lucruri bune, dar are și niște chestii depășite. Și noi am vrea să vedem, acum nici noi nu suntem în Pampers, frate, deci am 20 de ani, cu tare, mă apreciază lumea la școală, la lucru, și vreau să-i spun un pic, bă, tata, ai zis să tăiem iarba. Vreau să-ți arăt și o figură. Bă, e când mă știu, moșul-o, eu, cu tare, cu coasa, frate. Pune mâna pe coasă, lasă tu electricile și... Bă, frate, ce simplu, că și eu mă enervez în supunere, deci când dau una cu coasa să rupe și apoi tata zice că stă în tălău, că nimeni nu rupe coasa din neamul nostru, și ce nu mai putem lua cina niciunul, da? Ci eu mă supună lui tata, aș tăia iarba, dar el ar putea, ai putea să-l convingi cumva să spună, tata, ascultă-mă și pe mine 2 minute și o să fie mai frumos de cum vrei tu și o să putem lua cina împreună. Poate că sunt soții care spune, frate, eu că m-aș supune. Dom'le, nu poți în stilul ăsta lui. Adică el are niște chestii unde ar trebui și el să... Haideți să-i cerem noi înțelepciunea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, noi nu putem să-i spunem nevestei să nu se supună, că nu suntem noi Dumnezeu, n-am inventat noi supunerea. Dar știi ce ne poți ajuta pe noi? Să facem supunerea un pic mai ușoară. Și ascultați-mă bine, vă dau un sfat. Dacă vreți să le fie mai ușor nevestelor să fie supuse, călcați pe urmele lui Hristos. Pentru că mulți v-ați luat fete care au fost pocăite și asta le-a învățat biserica și părinții. Fată, calcă pe urmele lui Hristos. Și ea s-a învățat să calce pe urmele lui Hristos. Acum s-a măritat cu tine, de drag. Dar n-a uitat de Hristos. Adică să nu-ți închipui că s-a măritat cu tine ca să ajungă în ea. Ea este salvată și merge spre slavă. Ea a făcut căsătoria în drumul spre slavă. Și vrea în drumul spre slavă să continue pe urmele lui Hristos. Dar își iubește și bărbatul. Și ar fi gata să se supună. Dezleagă tu enigma. Hristos o ia la dreapta, bărbatul o ia la stânga. Ce să facă săraca fată? Că deocamdată nu suntem de acord cu clonarea, nu? Că dacă am face două, una cu bărbatul, una cu Hristos atunci. Ea e una singură, Hristos o ia pe calea lui, spre slavă, bărbatul are niște gărgăune, o ia aiurea. Și vrea să fie supusă. Ce să facă? Să-și rupă inima în două? Și plânge, și plânge și spune, frate, eu nu pot alege între Hristos și bărbat. Pe Hristos îl iubesc și nu mă las de el. Dar nici nu m-am măritat să mă las de el. Și stai acolo, poate la intersecție, și plânge, plânge și spune, Doamne, fă ceva, pe tine nu te-aș pierde, pe el nu l-aș pierde. Iar noi care mergem pe calea noastră, frate, nu-i supusă.
A, n-a fost născută din nou, a fost numai muiată acolo în apă. Ei, fățarnici de tot neamul lor. E simplu să zici. Probabil ar trebui să spui, nu, eu nu calc pe urmele lui Hristos. Și ea săraca n-a luat decizia să spună, dacă tu ești cu lumea, eu rămân cu Hristos și nu-mi pasă de tine. Ea spune, nu, aș rămâne și cu tine, dar nu mă despărți de Dumnezeu. Nu mă despărți de calea Lui. Nu-mi lua cununa și slava, când spre asta mă îndrept. Nu știu, mai am o săptămână, două, 60 de ani, dar vreau să ajung acolo. Eu cred că ar trebui să înțelegem următorul lucru. Stau la mijloc ca să mă auziți amândoi. Viața de familie nu este un loc în care să ne îngreunăm viața. Nu este un loc în care să ne facem suferința mai amară și mai multă. Lumea ne aduce suferință, alții ne aduc suferință. Știți de ce ne aduce Dumnezeu pe noi împreună? Să ne purtăm sarcinile unii altora. Să facem supunerea și suferința un pic mai ușoară. Și dacă sunt greutăți, să ne mângâiem unul pe altul și să spunem, dragă, Hristos e cu noi, Hristos ne ajută, Hristos ne poartă. Mai este un pic, s-a terminat cu pustia și vine slava și cununa. Asta înseamnă viața de familie. Hristos, capul familiei noastre. Și noi ascultăm de El în toate lucrurile și la momentul potrivit fiecare se supune celuilalt după ordinea stabilită de Dumnezeu. Nu pentru că noi suntem mai buni sau ele sunt mai rele sau așa a hotărât Dumnezeu în înțelepciunea Lui și bine a făcut lucrul acesta. Știți ce ni se spunea dimineață? Știți ce ni se spunea dimineață chiar la început? Că a venit un tânăr la Domnul Iisus Hristos. A avut o alergare bună, a avut o intenție bună, a avut o întrebare bună. Știți cum a plecat tânărul acela? Întristat. Știți cum a rămas Hristos? Întristat. El pleacă întristat, Hristos rămâne întristat. Acum eu nu pricep de ce a plecat tânărul întristat. Că sumarul este acesta. Uite, îți lipsește un singur lucru. Tu ai avere multă. Vinde tot ce ai de la săraci și... Nu. Înainte de a spune, urmează-mă. Ce spune? Vei avea o comoară în cer. Adică Domnul Iisus spune, uite, astăzi îți propun cel mai bun schimb valutar. Tu dai ce ai pe pământ la săraci și eu la cea mai bună rată îți pun în banca cerului. Deci nu spune de la săraci și rămâi falit. De la săraci eu îți pun banii în cer. Păi de ce a venit el la Mântuitor? Ce a spus? Bunule Mântuitor, ce să fac ca să... Ca să ajung în cer, ca să am viață veșnică. Domnul spune, uite, dacă vrei viața veșnică, eu îți pun toate valorile acolo, unde nu le mănâncă moliile, nu se devalorează. Le pun toate acolo, că tu zici că ești legat de ce? Eu îți pun toate valorile acolo și cu mine ce se întâmplă? Ce tu vii lângă mine. Tu mănânci ce mănânc eu, dormi unde dorm eu, dacă pe mine mă scuipă, poate te scuipă și pe tine. Dacă pe mine mă aplaudă, poate te aplaudă și pe tine. Dar ideea este, vii cu mine și când terminăm, mergem amândoi acasă și acolo te așteaptă comorile și acolo ai bucurie. Și el pleacă cum? Întristat. Mă, fără supărare, unii vă duceți de la o stație de benzină la alta, că e cu un centim o mai ieftin. Bine. Și când vine Hristos și spune, dacă vrei cerul, îți spun eu tot ce trebuie dincolo și ca să fii sigur, fii cu mine. Adică pe calea asta, să nu mai mergi singur, mergem împreună. Și el merge supărat. Știți care e concluzia mea? Că el când vine și spune, bunule învățător, nu-l credea învățător așa cum trebuia. El nu credea în el ca Dumnezeu și nu credea că ce i-a spus Domnul înspre binele lui. Știți care ar fi una din marile tragedii dimineața aceasta? Să fi stat aici, să ascultăm cuvântul Domnului, să ne spună Dumnezeu, băiete, eu știu că vrei să te însori, ascultă-mă, nimeni nu te poate ajuta la o însurătoare mai bună decât te ajut eu. Vrei ca fată să te măriți, nimeni nu-ți poate da o familie mai bună decât ți-o pot da eu. Îi cunosc pe băieți, îi știu pe toți. Ești măritat, ești însurat, nimeni nu-ți poate da o familie mai binecuvântată decât ți-o pot da eu. Și dacă vrei cerul, nimeni nu-ți poate da cerul și nimeni nu-ți poate da frumusețe și binecuvântare numai dacă ți-o dau eu, că cerul este a meu. Și Domnul să spună, uite, îți dau o nevastă bună în condițiile acestea.
Să te păstrezi curat, să asculți de mine, să fii serios. Îți dau un bărbat bun să te păstrezi curat, să asculți de mine, să aștepți timpul meu. Îți dau o viață de familie bună când amândoi vă supuneți lui Hristos și în Hristos vă supuneți și vă ajutați unul pe altul și vă dau gloria și slava la momentul potrivit, în toată splendoarea ei. Dacă sunteți pe calea aceasta, rămâneți pe calea aceasta, vă supuneți mereu lui Hristos în cuvânt, chiar dacă înseamnă suferință. Domnul spune, acestea sunt condițiile, nu sunt grele, eu vă ajut să le împliniți. Știți ce putem face noi în dimineața aceasta? Să spunem, Doamne, am venit la tine, te-am întrebat. Dar nu-mi place ce ai spus. Lasă că am eu ideile mele, știu eu ce mi-au spus părinții, știu eu ce mi-au spus învățătorii, da, mă duc eu cu Moise, mă descurc eu și fără Iisus. Sau să poți să spui, Doamne Iisuse, eu am venit cu ideile mele, am fost o persoană bună. Dar vreau să spun un lucru. Deși nu știu cât de greu va fi, cât de lung va fi, dacă tu îmi ceri asta, ascult de tine 100% acum. Eu sunt convins că unora de aici Dumnezeu ne cere pocăință. Eu sunt convins că unora de aici Dumnezeu ne cere mai multă seriozitate. Ne cere un cuvânt. Da, a vostru să fie da și nu a vostru să fie nu. Ne cere iubire. Ne cere răbdare. Ne cere smerenie. Dumnezeu îți va spune prin Duhul Sfânt ce așteaptă de la tine. Că tu știi bine ce așteaptă de la tine. Să știi că în dimineața aceasta poți pleca de aici fericit și Domnul să fie fericit. Și poți pleca de aici întristat și Domnul va rămâne și El întristat. Pentru că voia lui Dumnezeu nu este pierzarea noastră. Voia lui Dumnezeu nu este chin, nici aici în viață, nici în veșnicie. Chiar dacă sunt suferințe, Domnul nu ne vrea în chinuri. Chiar dacă sunt dureri în ascultare, Dumnezeu nu ne dă poveri ca nu le putem duce. Dar este decizia mea și decizia ta. Dacă ascult de Dumnezeu în toate lucrurile sau nu. Aș vrea să te invit astăzi să guști încă o dată cât de bun este Dumnezeu. Și pentru că noi vorbim de credință, mântuire prin credință, trebuie să vorbim și de trăire prin credință. Știu că mai ai întrebări în minte și poate unele nu le-ai lămurit toată viața. Știi care este întrebarea mea? Vrei slava? Dacă vrei slava, numai Hristos ți-o poate da. Și Hristos ți-o dă numai în condițiile Lui. Dar ascultă-mă, cine se ia de mână cu Hristos, nu greșește niciodată, nu rămâne pe cale niciodată și nu pierde niciodată. Vă invit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Tinerii vor cânta o cântare. Haideți să ne cercetăm fiecare, ca tineri, ca familiști, ca angajați, ca patroni, ca oameni, ca cetățeni, unde vrem noi, unde ne conduce Duhul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să nu plecăm de locul acesta lăsându-L pe Hristos trist. Că ascultă-mă, dacă plânge Hristos, nu El pierde, ci pierde Cel pentru care plânge. Mântuitorul când plângea nu spunea, Ierusalime, Ierusalime, vai de soarta mea. Mântuitorul spunea, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng? Și tu? N-ai vrut. Și când El purta crucea pe Calvar, pe Golgota, și au venit femeile să-L mânghe, știți ce a spus Mântuitorul? Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Eu port crucea și o port cu bucurie, mai este puțin, crucea am purtat-o, voi striga acolo, s-a sfârșit și pe mine mă așteaptă gloria și numele plin de slavă. Plângeți-vă pe voi, pe copiii voștri, că ați dat cu piciorul în Evanghelie și în Mântuitorul vostru și în loc să mă primiți ca Mântuitor, mă trimite și mă răstigniți și mă bajocoriți pe cruce. Nu Hristos este de plâns. El plânge pentru mine și pentru tine că vrea cu orice chip să ne ducă la slavă, că a venit în lume să ducă mulți fii la slavă. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și vom sta în rugăciune, tinerii vor cânta și apoi, dacă vrei să te rogi unde ești, poate dacă vrei să vii în față să se roage frații pentru tine, vino înaintea Domnului și pleacă cu o inimă curată, oricât de murdară ar fi lumea aceasta. Destinul tău l-a scris cândva Iisus.
lui Dumnezeu în rugăciune, aș vrea familiștii să se roage în primul rând pentru ei, pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru părinți. Aș vrea încă o dată să vă spun celor care nu sunteți siguri că sunteți pe calea mântuirii și n-aveți certitudinea că vă îndreptați înspre slavă. Vreau să repet o invitație care o făcea cu mulți ani în urmă Moise, unuia din familia lui, Hobab. Noi ne ducem spre Canaan. Ne ducem spre țara care ne-a promis-o Domnul. Am o invitație. Vino cu noi. Vino cu noi și îți vom face bine din tot binele care ne-l dă Dumnezeu. Noi nu spunem că suntem desăvârșiți. Nu spunem că nu avem greșeli. Nu spunem că noi putem oferi oamenilor. Dar vrem să vă spunem, prieteni dragi, cu bucurie un lucru. Prin Harul lui Dumnezeu ne îndreptăm înspre cer. Amin.